Eu vreau să dincioși vom mai citi un capitol din Cartea de Învățătură a Sfântului Siloan, Otonitul, și anume capitolul 13, despre păstori și despre duhovnici. Așadar, Sfântul Siloan, Otonitul, între iadul deznădejdii și iadul smereniei, capitolul 13, despre păstori și despre duhovnici. După înălțarea Domnului, apostolii s-au întors în Ierusalim, cum spune la Evanghelie, cu bucurie mare, Luca 24,52. Domnul știa ce fel de bucurie le-a dat și sufletul lor trăia această bucurie. Prima lor bucurie era aceasta, că au cunoscut pe adevăratul Domn Iisus Hristos. A doua bucurie era pentru că l-au iubit. A treia bucurie era că au cunoscut viața veșnică și cerească. Și a patra bucurie, că doreau mântuirea lumii ca și a lor înșiși. În sfârșit, ei se bucurau pentru că au cunoscut pe Duhul Sfânt și vedeau pe Duhul Sfânt cum lucrează în ei. Apostolii umblau pe pământ și spuneau popoarelor cuvânt despre Domnul Iisus Hristos și despre împărăția cerurilor, dar sufletele lor tângeau să-L vadă pe Domnul cel iubit și de aceea ei nu se temeau de moarte, ci mergeau cu bucurie în întâmpinarea ei. Și dacă doreau să trăiască pe pământ, era numai pentru că iubeau poporul. Apostolii iubeau pe Domnul și de aceea nu se temeau de nicio suferință. Ei iubeau pe Domnul, dar iubeau și poporul și această iubire depărta de la ei orice frică. Nu se temeau nici de chinuri, nici de moarte, și de aceea Domnul i-a trimis în lume ca să lumineze pe oameni. Până la urmă, până în ziua de astăzi, sunt monahi care au experiența iubirii dumnezeiești și năzuiesc după ea ziua și noaptea, și ei ajută lumea prin rugăciune și prin scrieri. Dar această sarcină apasă mai mult asupra păstorilor noștri, asupra păstorilor bisericii, preoții și episcopii, care poartă în ei un har atât de mare, că dacă oamenii ar putea vedea slava acestui har, lumea întreagă s-ar minuna de el și ar cădea cu fața la pământ. Dar Domnul ascuns de la ca slujitorii lui să nu se trufească, ci să se mântuiască prin smerenie. Domnul cheamă episcop să păstorească Domnul cheamă episcop să păstorească turma sa, și le dă în dar Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se spune că a așezat în biserică episcop, fapte 20 cu 28, și în Duhul Sfânt ei au puterea de lega și dezlega păcatele, Ioan 20 cu 21, iar noi suntem oile Domnului, pe care El le-a iubit până într-atât, Ioan 13 cu 1, că ne-a dat și sfinți păstori. Ei sunt moștenitori apostolilor, și după harul dat lor ne duc la Hristos, ne învață pocăința, ne învață să păzim poruncile Domnului, ne vorbesc cuvântul lui Dumnezeu ca să cunoaștem pe Domnul, ne povățuiesc pe calea mântuirii, ne ajută să ne ridicăm la înălțimea Duhului smerit al lui Hristos. Adună în staulul bisericii oile întristate și rătăcite ale lui Hristos, ca sufletele lor să-și găsească odihna în Duhul Sfânt. Se roagă pentru noi, ca noi să ne mântuim cu toți. Pot ca niște prieteni al lui Hristos să-L roage pe Domnul și să ceară pentru cei vii smerenia și harul Duhului Sfânt, pentru cei morți iertarea păcatelor și pentru biserică pacea și libertatea. Poartă în ei harul Duhului Sfânt. Și prin Duhul Sfânt ne iartă păcatele. Au cunoscut pe Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt sunt asemenea unor îngeri. Văd cu mintea pe Dumnezeu, au destulă putere să desfacă mintea noastră de pământ și să o statornicească întru Domnul. Se întristează dacă văd că noi întristăm pe Domnul și nu lăsăm pe Duhul Sfânt să vieze întru noi. Asupra lor apază să necazurile și întristările întregului pământ.
și sufletele lor sunt tratate de iubirea lui Dumnezeu, de necazuri și se roagă neîncetat ca noi să dobândim mângâiere în necazuri și în întristări și să pace pentru întreaga lume. Prin rugăciunile lor fierbinți, ei ne atrag și pe noi să slujim lui Dumnezeu un duc de smerenie și iubire. Pentru smerenia și iubirea lor de popor norod, îi iubește pe ei Domnul. Se află o mare osteneală în lupta duhovnicii și lupta duhovnicească, de aceea se îmbogățesc în înțelegerea Sfinților și ei imită în viețile, pe Sfinți în viețile lor. Domnul ne-a iubit până într-atât încât a suferit pentru noi pe cruce și suferințele Lui au fost atât de mari că nu le putem pricepe, pentru că iubim puțin pe Domnul. Tot așa și păstorii noștri duhovnicești suferă pentru noi. Deși adeseori noi nu vedem suferințele lor, pe cât de mare este iubirea păstorilor, pe atât de mari sunt suferințele lor. Noi, oile, trebuie să înțelegem aceasta și să iubim și să-i cinstim pe păstorii noștri. Fraților, să rămânem în ascultare de păstorii noștri și atunci va fi o pace oftească și Domnul, prin Duhul Sfânt, va fi cu noi cu toți. Mare față este preotul, un slujitor la altarul lui Dumnezeu. Cei care îl întristează pe Duhul Sfânt care viază întru el. Ce să mai spunem atunci de episcop? Episcopul lor li s-a dat un mare har al Duhului Sfânt. Ei stau mai presus de toți, precum sunt vulturii să ridică la înălțim și de acolo văd îndepărtări nesfârșite cu o minte de Dumnezeu grăitoare, teologică, și ei păstoresc turma lui Hristos. Duhul Sfânt se spune așezat în biserică episcop ca să păstorească turma lui Hristos, fapte 20 cu 28. Dacă credincioșii și-ar aduce aminte de aceasta, i-ar iubi cu o mare iubire pe păstorii lor și s-ar bucura din suflet de vederea păstorilor. Cine poartă în el harul Duhului Sfânt știe despre ce vorbesc. Un om smerit și blând mergea odată cu femeia sa și cu cei trei copii ai săi pe o cale. Și-a întâlnit un arhiereu care călătorea într-o trăsură. Și atunci când țăranul s-a închinat înaintea lui cu cernicie, l-a văzut pe arhiereu care îl binecuvânta în focul harului. Dar poate va întreba cineva, dacă Duhul Sfânt a așezat pe episcop și îi călăuzește, de ce nu este la noi pace și de ce nu înaintăm duhovnicește? Pentru că nu gândim drept despre puterea așezată de Dumnezeu și prin aceasta ne facem neascultători. Și chiar dacă ne-am predat voii lui Dumnezeu, dar dacă ne-am predat voii lui Dumnezeu, am înaintat de grabă, fiindcă Domnul iubește sufletul smerit și ascultător și îl călăuzește el însuși pe cel neascultător. Iar pe cel neascultător îl așteaptă cu răbdare și cu milostivire ca el să se îndrepte. Domnul învață în chip înțelept sufletul prin harul Duhului Sfânt și ca un bun învățător și ca un adevărat părinte. Dar chiar și un părinte adevărat face greșeli și un învățător nu știe totul, doar Domnul este atotștiutor. Toate nenorocirile vin de aceea că nu întrebăm pe bătrâni, pe stareți care au fost așezați să ne călăuzească, iar păstorii nu întreabă pe Domnul cum să procedeze. Dacă Adam ar fi întrebat pe Domnul atunci când Eva i-a dat să guste din rodul oprit, Domnul l-ar fi luminat și Adam n-ar fi păcătuit. Spuneți pe mine însumi, toate păcatele și toate greșelile mele au venit că în ceasul ispitelor și al nevoii mele n-am chemat pe Domnul. Dar acum am învățat să cer în rugăciune harul Duhului Sfânt, harul lui Dumnezeu și mă păzește prin rugăciunile Părintelui meu duhovnicesc. Tot așa arhierii, deși au harul Duhului Sfânt, nu înțeleg tot așa cum trebuie și de aceea este în ceas de nevoie, trebuie să caute luminare de la Domnul, prin rugăciune. Ei însă lucrează după mintea lor, fapt care întristează milostivirea lui Dumnezeu și seamănă tulburări. Cuviosul Serafin din Sarov, de Sarov, spunea că dacă, când dădea sfatul după mintea sa, se întâmpla să greșească.
Și greșelile pot fi mici, dar pot fi și mari. Astfel, noi trebuie să învățăm să recunoaștem voia lui Dumnezeu. Dar dacă nu vom învăța, nu vom cunoaște niciodată această cale. Domnul a zis: Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei preamări. Salmul 49 cu 16. Domnul luminează pe om prin Duhul Sfânt, dar fără Duhul Sfânt niciun om nu poate judeca drept. Până la venirea Duhului Sfânt, apostolii înșiși nu erau nici tari, nici înțelepți, așa încât Domnul le-a spus: Până când vă voi răbda pe voi? Matei 17 cu 17. Domnul a dat Sfintei Biserici păstori și ei slujesc în chipul lui Hristos și lor le-a fost dată puterea de a ierta păcatele pe pământ. Dar poate când tu vei gândi, cum poate cu tare episcop sau duhovnic sau preot să aibă Duhul Sfânt când îi place să mănânce și are atâtea slăbiciuni? Dar eu spun, e cu putință dacă nu primește gânduri rele, așa încât chiar dacă are unele defecte, acestea nu împiedică harul să vieze în sufletul lui. Așa cum un pom verde poate avea fire amurâscate, fără ca acestea să-l vatemă și el aduce roadă. Sau într-o hordă de grâu, chiar dacă grâu este amestecat cu neghină, aceasta nu îl împiedică să crească. Despre duhovnici. În postul mare, în timpul vecerniei la vechiul Rusicon, Domnul i-a dat unui monah să-l vadă pe eromonahul Avramie în chipul lui Hristos. Bătrânul duhovnic luase epitrahilul și se pregătea să-l mărturisească. Când monahul a venit la locul acela unde se fac mărturisirile, s-a uitat la duhovnic, un bătrân cu părul alb, și a văzut fața lui tânără ca unui băiat ce străducea toată și era asemenea lui Hristos. Atunci monahul a înțeles că duhovnicul stă și săvârșește slujirea sa în Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt sunt iertate păcatele celui ce se pocăiește. Dacă oamenii ar vedea ce slavă slujește preotul, atunci la această vedere ar cădea la pământ. Și dacă preotul însuși ar vedea în ce slavă cerească stă, își săvârșește slujirea sa, ar deveni un mare nevoitor ascet și ca să nu întristeze cu nimic harul Duhului Sfânt care viază întru el. Scriu aceste rânduri și Duhul meu se bucură că păstorii noștri sunt asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar noi, oile, chiar dacă nu avem decât puțin har, suntem însă toți asemenea Domnului. Oamenii nu cunosc aceste taine, dar Sfântul Ioan Teologul spune limpede, vom fi asemenea Lui, 1 Ioan 3 cu 2. Și aceasta nu numai după moarte, ci încă de acum, Domnul cel milostiv a dat pe pământ, pe Duhul Sfânt, și în Duhul Sfânt viază în biserica noastră. El viază în păstorii cei neprihăniți, viază în inimile credincioșilor, învață sufletul nevoința, asceza și îi dă putere de a împlini poruncile Domnului, ne conduce la tot adevărul și îl face pe om atât de frumos încât îl face asemenea Domnului. Întotdeauna trebuie să ne aducem aminte că duhovnicul săvârșește slujirea sa întru Duhul Sfânt și de aceea trebuie să avem evlavii față de el. Credeți-mă, fraților, că dacă s-ar întâmpla cuiva să moară față de un duhovnic și cel ce moare i-ar spune, Părinte Sfinte, dă-mi binecuvântarea să văd pe Domnul în împărăția cerurilor. Și după binecuvântarea duhovnicului, duhovnicul va spune, du-te copile, vezi pe Domnul. Și va fi binecuvântarea duhovnicului, pentru că Domnul în cer și pe pământ este același și Duhul Sfânt în cer și pe pământ este același. Mare putere au rugăciunile unui duhovnic. Am suferit mult din partea demonilor din pricina mândriei mele, dar Domnul m-a smerit și m-a miluit pentru rugăciunile părintele meu duhovnicesc și acum i-a descoperit că peste ei odihnește Duhul Sfânt și de aceea îi cinstesc mult pe duhovnici. Pentru rugăciunile lor primim harul Duhului Sfânt și bucurie de la Domnul, care ne iubește și ne-a dat tot ce este netrebuință spre mântuirea sufletelor. Dacă omul nu spune totul duhovnicului, calea sa e întortocheată și nu duce la mântuire. Dar cine spune totul, acela merge drept în împărăția cerurilor. Monahul a întrebat, spune-mi ce să fac ca să mândre viața mea. Îi plăcea să mănânce mult în afara soroacelor rânduite. I-a spus, scrie în fiecare zi
ce ai mâncat și ce ai gândit. Iar seara citește ce ai scris duhovnicului. El însă mi-a spus, nu pot să fac aceasta. Și așa el n-a putut trece peste o mică rușine de a-și mărturisi neputința și de aceea el nu s-a îndreptat și a murit de damblat. Domnul să-i dea iertare fratelui nostru și să ne păzească pe noi de o astfel de moarte. Cine vrea să se roage neîncetat, trebuie să fie curajos și înțelept și în toate să întrebe pe părintele său duhovnicesc. Întreabă-l chiar dacă el însuși n-a trecut prin experiența rugăciunii și pentru smerenia ta Domnul se va milostivi de tine și te va păzi de orice nedreptate. Dar dacă gândești, duhovnicul este neexperimentat și ești prins în zădărnicii, mă voi călăuzi eu însumi după cărți. Ești pe o cale primejdioasă și nu departe de înșelăciune. Cunosc pe mulți care s-au amăgit așa în gândurile lor din pricina disprețului față de părintele lor duhovnicesc. N-au înaintat duhovnicește. Ei uită că în taina mărturisirii lucrează Duhul Sfânt și acel care sta ne mântuiește. Așa ne amăgește vrăjmașul pe nevoitori asceți ca să nu fie rugători, dar Duhul Sfânt înțeleptește sufletele atunci când ascultăm sfaturile părinților noștri duhovnicești. În Sfânta Taina Mărturisirii, a Spovedaniei, Duhul Sfânt este Cel care lucrează prin duhovnic și atunci când vine la duhovnic, sufletul simte înnoirea printr-un simțământ de pace și de iubire față de aproapele. Dar dacă pleci de la duhovnic tulburat, înseamnă că nu te-ai mărturisit sincer și n-ai iertat din suflet greșeala fratelui tău. Duhovnicul trebuie să se bucure atunci când Domnul îi aduce un suflet spre pocăință și după harul care i-a fost dat, trebuie să stămăduiască acel suflet și pentru aceasta va primi de la Dumnezeu mare milă ca un bun păstor al oilor sale. Dumnezeul nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mm-hmm.